După victoria obținută în partida cu CFR Cluj, Universitatea Craiova întâlnește sâmbătă în deplasare formația clasată pe locul 7 în Liga 1, FC Hermannstadt. Deși au un avans de 10 puncte față de adversari, oltenii spun că nu îi așteaptă un meci ușor pe stadionul Nicolae Dobrin din Pitești. La mulți ani pentru prietenul meu, Gica Craiovean. Și după Happy San Valentine, San Valentin fericit, cum este? Așa? Bine. Despre meci, este un meci dificil, foarte important și mai mult important după că am castigat meci cu CFR etapa trecută. Mirko? Eu penso che sarà un match molto importante, sicuramente non sarà facile, uno perché giochiamo fuori casa e seconda cosa perché dopo una bella vittoria qui dobbiamo essere ancora più bravi a vincere anche le partite successive. Cred că nu va fi deloc un meci ușor, cu siguranță nu va fi ușor. În primul rând pentru că nu jucăm acasă, jucăm în deplasare și în al doilea rând, după victoria frumoasă pe care am obținut-o cu CFR, trebuie să fim hotărâți și să câștigăm și meciurile succesive. După 23 de etape disputate, Universitatea Craiova se află pe locul 3 în clasament cu 39 de puncte.